Reprezentanții primăriei Comunei Punghina, cunoscuți drept oameni gospodari și implicați în viața comunității pe care o conduc, au dorit să susțină producătorii și comercianții locali prin reabilitarea și modernizarea târgului comunal. Aceștia vor avea parte de cele mai bune condiții la standarde europene. Cetățenii Comunei Punghina au parte de un târg comunal modern cu toate utilitățile necesare unde vor merge în fiecare weekend să-și facă cumpărăturile. Comercianții își vor putea vinde marfa indiferent de vremea de afară, datorită condițiilor bune de aici, iar tarabele puse la dispoziția lor sunt noi și spațioase. Târgul comunal este dotat cu mese noi, acoperiș ca lumea la târg, de chiar dacă plouă, oamenii stau și își vând marfa fără să îi deranjeze timpul. Este bine venit acest târg comunal, că era mai departe târgul comunal cu Jmir sau Vânjumare, așa că sâmbătă avem aici și noi piața noastră unde ne putem cumpăra cele necesare pentru familii. Reprezentanții primăriei Comunei Punghina și-au arătat de-a lungul timpului interesul pentru bunăstarea cetățenilor. Investițiile sunt multiple, iar condițiile de trai a celor care locuiesc aici sunt unele dintre cele mai bune. Târgul comunal va avea un impact pozitiv în viața oamenilor de la sat, atât din punct de vedere social, cât și economic.